Zeci de copii, sute de jucării, mii de gânduri frumoase, toate adunate într-un eveniment de suflet, care împlinește anul acesta 7 ani. Târgul jucăriilor vechi, organizat în piața centrală de Crucea Roșie Giurgiu, a adunat, ca în fiecare an, zeci de participanți inimoși, care au renunțat la jucăriile dragi pentru a le vinde în scopul de a obține bani, cu care Crucea Roșie să cumpere daruri semenilor lor, care, din păcate, nu au norocul să crească în familii care să le poată oferi o copilărie ca în basme. Care e mesajul tău? Ce strigi tu? Să cumpere oamenii jucării pentru copiii de la Crucea Roșie. Noi suntem de la școala numărul 10. Și ce ați adus azi? Am adus jucării pentru vânzare. Și ați reușit să vindeți ceva? Am reușit să vindem câteva. Ce costum ai tu? Prinț. De ce ai ales costumul ăsta? Pentru ca să vând jucării. Și ai avut succes? Da. Ai vândut vreo jucărie? Da. De ce te afli tu azi aici? Păi, eu strângem bani pentru niște copii nevoiași vândând jucării. Și ați reușit să vindeți ceva? Da, destul de mult. Are succes acțiunea? Da. Cum v-ați decis voi să renunțați la jucăriile proprii? Ce v-a determinat? Să facem o faptă bună. Se desfășoară a 7-a ediție a Târgului Jucăriilor Vechi, organizat de Crucea Roșie Giurgiu, în colaborare cu Inspectoratul Județean Școlar și toate școlile generale din municipiul Giurgiu. Le mulțumim în mod deosebit copiilor care și-au donat jucăriile, au venit astăzi în piața centrală să le vândă, iar fondurile care se vor strânge vor fi donate către Crucea Roșie, iar noi, la rândul nostru, vom ajuta copiii din persoane defavorizate.